Salutare tuturor, eu sunt Șandor Ionuț și astăzi ne vom da pe o combinație de bicicletă. Bine, dar înainte să înceapă acest episod cu bicicletele combinate, nu uitați că săptămâna asta dau drumul la giveaway, dacă nu deja este pe contul meu de Instagram, pentru că încă nu m-am hotărât în ce zi să-i dau drumul. Sunt pe la Piața Sudului, mă duc să mă văd cu Axel să-mi dea încă un premiu pentru voi, adică un pachet de început de la Tabi 49. Deci revin când mă văd cu el. Te pup. Ce faci, mă? Bine, alegi tu. Ia uite, stai așa să-l tău mai întâi pe Axel. Ce faci, mă, când te mai văd un cardean? Bă, fericit. Da. Ce ce faci? Bine, am venit să iau premiu pentru oameni. Giveaway? Da. Faci vlog, da? Da. Să-mi dai follow pe Instagram. Bine. Haide, te pup. Am trecut și noi pe la Axel, am luat pachetul de la el și acum mergem direct către casă pentru că suntem super obosiți. Dar nu uitați că pentru giveaway ăsta trebuie să dați follow pe Instagram la Șandor Ionuț și aveți linkul în descrierea acestui videoclip. Deci băgați acolo un follow ca să vedeți când apare. Da, deci ăsta e un Fox 40. Este o furcă destul de scumpă și agresivă pentru downhill. Este undeva pe la prin topul furcilor de downhill. După cum se vede, este chiar mai groasă decât are brațele chiar mai groase decât cele ale unui cadru de BMX. Am păstrat furca, ghidonul meu cu pipa și cu o parte din headset. Frâna. Da, avem frână. Avem frână pe față. Da. El e Sam, în primul rând, cred că știți din videoclipul trecut cu Downhill Challenge. Da. Și asta a mai rămas. Și a demontat bicicleta în onoarea acestui videoclip. Și Mihai care e acolo în spate și se dă pe bicicleta mea. Așa. Cosmote. Okay. Mi-am promutat BMX-ul lui ca să facem combinația asta. Bine, deci o să ne dăm pe această bicicletă, nu cred că o să ne dăm foarte agresiv pentru că după unghiul ăsta e cam foarte nașpa, cred că dacă s-ar odată s-ar rup cadrul. Deci, da, sau furca lui, dar nu cred că furca. Da, cred că e... Deci, hai să vedem ce este. Mai vreau să dat de un wheelie, dar am uitat că n-am frână pe față. Și mai și frică 100. Cum e, bă, prima reacție? Bă, e ciudat rău. Bă, măcar am frâna mea pe față. Mama, mai e și frică 100. Dau stopii? Bă, nu știu ce să zic. Mama, ce ciudat. E, mama, e, ce apăr. Eu bag scheme cu ea dacă vreau. Bă, stai cu mine că dor pe cadru. E pe E pe atent. Ia. Stai așa. Mamă, s-are fricot, fii atent. Păi știu. O, bă! Mamă, nu merge, ia de... Mamă, nu merge, stai așa. Dă-mă, dă-mi ce schimbă, bă. Mamă! Nu merge, măi, nu? Prima reacție. Prima reacție? Ca pe ceapă. Ca pe ceapă. Acum e rândul la proprietar. Da. Hai. Te spui pe ceapăr, pardon. Bă, un singur lucru, te rog să nu sar cu ea, că mi-e dat furcă. Las, bă, că furca aia nu se rupe, că e scumpă, dar bicicleta... Cum e, mă, cum te simți? Super bine, sincer. Am vedere că am un de 90 de grade. Nu prea pot face nimic. Bă, având în vedere că am luat bicicleta lui Mihai, care are free coaster, o să încercăm să ne dăm puțin pe ea, dar gen super, super puțin ca să nu-i rupem cadrul. Adică mai poți cu doar fake. Da. Hai să vedem. Mamă, băga back-ul cu quarter.
Bravo, Șandor. Bă, am uitat că mă roată mică pe spate. Nu m-am gândit la asta. Mamă, și eram pregătit acolo să dau. Cred că mi-am băgat becul. Ia uite, s-au zis oamenii aici, uite, ca la pomană. Fake! Vesem? Furcă scump. Vine că nu mi-a zgărea furca. Hai cotură. Hai cotură, îți marcați o altă. Dar din bengă. Hai. Stai așa. Mi-a să-i dă din ăsta la... Aolo, bă, ce n-aș pa ei. N-aș pa rău. Păi e? Mai încercăm. Bă, dar din quarter... Băi, am uit, efectiv, am uitat camerata mică și gera aia mare față, știi? M-aș zic exact cum mă duc în bec. Cred că te asta e puțin în cap. A? Cred că te asta e puțin în cap. Nici dacă stăteam în cap, ești nebun, că e mare. Da, așa. E, ce uite, ai, uite, vezi? Da, da, tot e poribil. Da, tot e ciudat că totuși ai... Ai o scară în loc de furcă. Adevăr. Oh, mai ceva să-l scoată. Yo! E grele cu camerele astea. Ia! Ce tare mai mare. Bă, dacă n-ați făcut gen chestia asta, dacă aveți prieteni care îți dau pe DH și prieteni care îți dau pe BMX, combinați bicicleta și dați-vă pe ea că e super, super blană. Oh, backflip iar pe flat. Bă, dar să știi că merge puțin manual așa. Gata? O demontăm? Bă, gata, demontăm bicicleta, îi lăsăm și băiatului BMX-ul să dea puțin pe el. Și lăsăm și lui Sam furca. Și o să mai vedeți și niște tricuri. Ce scumpă e, ce scumpă e! Bă, gen, o bicicletă de asta folosiți și voi ca să vă puteți da calmea, o de asta sau de asta. Că dacă faceți combinația aia o să iasă n-aș fără. A, la fanbox! Continuă. Asta e bună de dat cu ea? Bă, nu știu gen. Am dat-o de la castani. Din castani? Da, și v-ați jucat pe bună. Bă, nu știu, depinde ce tricuri poți să dai. Nu știu, mi-a zis că e de scheme. Păi cum e de, bă, de scheme? Stai așa. Da? Are roata asta mare și roata asta mică. Da, deci e bună de scheme, nu? Bă, da. Bă, atunci hai că vedem. Bă, deci nu mă tură până acasă. Dă-i un banii, bravo. Cum te cheamă? Ianis. Deci mâine programăm un vlog cu nebunia asta. Bă, sper să vii. Și eu. Bă, și că vine tirul. Băi, acum stai, facem partea a doua. Punem furca și ghidonul de BMX. Unde hai? Pe downhill. Partea a doua. Hai să vedem ce iese. Biluțe! Dau cu pedale de pământ și stric pedale de 3600. Merge? Nu mai încercăm fakey, că stricăm pedalele alea scumpe de 10. Pedalele alea scumpe de 50 de milioane. Deci mai mult de plimbat nu prea e ce face pe bicicleta asta. Hai să demontăm bicicletele, să le facem înapoi cum erau. Gata, cum acesta a fost videoclipul. Îi mulțumesc lui Cristi pentru ideea din vlogul trecut cu downhill-ul. Suspensie la BMX.
Ne pune de asta, uite cum are basul sau o bicicletă. De-aia a apărut aici. Acum du-te și dă-te. Și învață să te dai, bă. Bicicleta asta o am de la Mihai, v-am zis deja, de-aia stau pe ea, bicicleta mea e pe undeva pe la bancă. Îi mulțumesc lui Sam că m-a ajutat cu partea de serviciu, adică să monteze furcile, cadrele, ghidoanele și toate piesele. Și până în vlogul următor, nu uitați să dați subscribe canalului meu, nu uitați să dați un like pe Instagram lui Cristi, pentru că i-a venit ideea și pentru că mă enervează în continuu să-i pun Instagram acolo colț. De și dați un follow pe Instagram și lui Sam. Deci ne vedem Sam în vlogurile bike următoare. Pa! Subscribe! Pa! Pa! Oh! Mamă, și m-am lovit.